Încercăm astăzi să prezentăm soluții de digitalizare a companiilor, în ideea în care acum suntem pe ultima sută de metri de accesare a unor fonduri până la 100.000 de euro. Și trebuie să ne lămurim cum putem să-i luăm, cum putem să-i folosim. Seminarul face parte din programul pe care l-am stabilit cu municipiul Roman pentru anul 2023 și mulțumesc domnului primar pentru deschiderea pe care o are pentru seminariile și acțiunile pe care le manifestăm, le facem noi pentru mediul de afaceri. Încercăm să intrăm în lucru. Glumeam cu cineva înainte de seminar că de moarte și de taxe nu poți să scapi. Se pare că nici de digitalizare nu o să scăpăm și atunci trebuie să găsim calea să ne digitalizăm și cu bani din altă parte, dacă se poate, nu din buzunarul nostru. Vedem cum reușim. Îl rog pe domnul primar să ne spună și dumneavoastră câteva cuvinte. Se pare că nici administrația nu scapă de digitalizare, dar probabil că dacă o să o facem toți împreună și o să învățăm împreună, o să reușim să ajungem pe un drum comun. Ne străduim cu toți. Vă mulțumesc, doamna director. Vă spun și eu bine ați venit la Primăria Municipiului Roman, reprezentanților mediului de afaceri, reprezentanților din cadrul companiei care va prezenta astăzi anumite soluții software pentru business. Așa este, toți trebuie să ne aliniem acestui trend mondial de digitalizare. Nu vom putea să facem o dezvoltare atât a companiilor cât și a administrațiilor publice fără digitalizare. Am să permit să vă spun câteva cuvinte și să vă fac câteva informări în debutul acestei activități, după care, cu permisiunea dumneavoastră, eu mă voi retrage pentru că trebuie să ajung în altă parte și voi lăsa pe domnii să continue activitatea de prezentare. Și sigur, am pregătit și noi un moment. Așadar, ca și dumneavoastră și Primăria Municipiului Roman trece prin acest proces de digitalizare prin două proiecte POCA care s-au implementat până la sfârșitul anului 2022, proiecte care au adus digitalizarea mai multor servicii publice și de aceea, în finalul acestei dezbateri, colegul meu, domnul Titi Neagu, care a fost coordonatorul acestor programe, va face o scurtă prezentare în sensul informării dumneavoastră despre ceea ce s-a făcut în Primăria Municipiului Roman și de care dumneavoastră, ca și partener, dar nu numai dumneavoastră, atât companiile cât și persoanele fizice pot beneficia de aceste servicii și îndemnul nostru este să le utilizeze. Ne dorim ca toată această dezvoltare, tot acest efort și toată această cheltuială să fie în final benefică, în sensul în care ne dorim ca timpul să fie scurtat, efortul pe care îl facem să fie unul mai mic, iar rezultatele noastre să fie creșterea calității serviciilor publice. De aceea, sigur, și mai departe, acceptăm soluțiile sau propunerile dumneavoastră și ori de câte ori sunt anumite lucruri care trebuie clarificate privind acest parteneriat și funcționarea serviciilor publice digitalizate, să ne transmiteți propunerile dumneavoastră. Totodată am să mulțumesc și eu Camerei de Comerț, doamnei director, domnului președinte, pentru parteneriatul pe care îl facem de ani de zile și întâlnirile pe care încercăm să le realizăm cu mediul de afaceri, tocmai pentru că suntem convinși că administrația publică locală nu se poate dezvolta fără un mediu de afaceri dezvoltat și un mediu de afaceri sănătos. De aceea încercăm prin pârghiile pe care le avem la dispoziție să creăm anumite să zicem, demersuri la nivel local care să vină în sprijinul dumneavoastră.
nu tot timpul poate că ceea ce se așteaptă sau ceea ce așteptați dumneavoastră reușim și noi să punem în practică din diverse motive, dar vă asigur de buna mea intenție și oricând sunt deschis la orice dezbatere pe acest lucru privind colaborare dintre administrație și mediul de afaceri. Și ca informare, nu știu dacă dumneavoastră ați aflat, dacă nu vă transmit eu acum, că în ultima ședință a Consiliului Local am promovat o hotărâre de Consiliu care vine să sprijine mediul de afaceri printr-o schemă de minimis care poate ajunge la suma de 200.000 de euro bonus pentru fiecare companie care investește în municipiul Roman. Asta înseamnă o schemă care se întinde pe durata a 3 ani. În primul an 50.000, în anul 2 75.000 și în anul 3 75.000. Este valoarea bonificației maxime pe care noi o putem acorda prin deducerea de la plata dărilor către bugetul local. Și sigur, aici sunt mai multe criterii pe care acordăm această bonificație. Și am să vă dau și exemple. Însemnând că un prim criteriu este valoarea investiției. Astfel că orice investiție de la 250.000 de euro până la 3 milioane de euro în mai multe fracții va beneficia de un procent de reducere. Astfel că cea mai mică facilitate pornește de la 10%, iar la peste 3 milioane ajunge la 40% din suma pe care v-am zis-o pentru valoarea investiției făcute. Un alt criteriu este cel al locurilor de muncă nou create. Astfel că de la primele 5 locuri de muncă se acordă o bonificație. Deci orice companie care creează între 5 și 20 de locuri de muncă va avea iarăși o bonificație de 20% din această valoare, mergând până la cei care vor înființa peste 50 de locuri de muncă să aibă o facilitate de 40%. Iar ultimul criteriu este cel al activității și aici acordăm bonificațiile pentru servicii și pentru producție, exceptând partea de comerț. Vorbim de 10% care acordăm pentru servicii și 20% pentru producție. Aceasta este schema de minimis pe care noi am primit într-un final avizul de la Consiliul Conferinței și care va intra în vigoare la 30 iunie 2023. Astfel consider că este un demers care poate pentru o companie mare nu este tocmai semnificativ, dar pentru cei care investesc începând cu 250.000 de euro mi se pare o investiție de, să zicem, de luat în calcul pentru o administrație publică locală și 5 locuri de muncă, iată că vor beneficia de o facilitate pe următorii 3 ani. Așadar, în acest fel, cred eu că trebuie să continue parteneriatul dintre administrație și mediul de afaceri, în sensul acesta în care noi să putem promova anumite facilități pentru dumneavoastră, iar dincoace printr-o deschidere pe platforme informatice și a micșora distanța dintre noi și dumneavoastră și totodată de a face o economie cât mai mare de timp. Dacă dumneavoastră aveți anumite lucruri care considerați că trebuie să, sau întrebări să-mi adresați mie, vă ascult. Dacă nu, o să vă las să continuați activitatea în programul stabilit de dumneavoastră. Mulțumim-vă încă o dată pentru participare. Dăm cuvântul firmei Softmap. Încercăm să facem poate un cuvânt de deschidere și după aia să intrăm. Practic, aici încercăm să discutăm destul de aplicat astăzi în ceea ce privește procesul de digitalizare. SoftNet Consulting este o companie specializată în implementare de soluții software de business. Deci, practic, tot ce ar însemna software într-o companie se găsește în portofoliul nostru de soluții. Este o companie care
Este o companie care, practic, în anul acesta avem 23 de ani de activitate, specializată pe proiecte de digitalizare. Nu știu dacă mai sunt locuri, poate că ar fi bine să vedeți și noastră prezentarea. Avem peste 800 de proiecte de implementare finalizate până în momentul de față, cu peste 40 de consultanți și specialiști în procesul de digitalizare. Am plecat de la Timișoara, eu sunt unul dintre fondatorii companiei Sofnet Consulting, încă de când eram student în 99. Iar astăzi avem sedii la București, Iași, Cluj și de anul trecut avem o subsidiară și în Republica Moldova. Câțiva dintre clienții noștri, cei mai importanți la nivel național, avem câteva branduri care sunt practic lideri în industriile lor, cum sunt Unicamul pe zona de alimentație publică sau Formeti sau Recaș în ceea ce privește partea de vinificație și avem un client important în portofoliu din județul nostru, sunt cei de la Autonom, care practic cu sistemele noastre gestionează tot procesul de vânzarea flotelor, predarea mașinilor, deci tot ce înseamnă, să zic, gestiunea de vânzare și de management a flotelor de vânzări. Despre digitalizare. Când vorbești despre digitalizare, din punctul meu de vedere, în primul rând vorbești despre sisteme informatice și nu de hârtii. Adică, de multe ori, eu sunt convins că toată lumea dintre noastre aveți niște aplicații în momentul de față pe care le folosiți, dar de multe ori se listează o hârtie sau se operează hârtia de mână și după aceea se introduce în sistem. Când vorbim despre digitalizare, înseamnă că vorbim despre conducerea proceselor de către sisteme. Adică toți angajații organizației operează în sistemul informatic. Dacă ai de făcut o comandă la un furnizor, analizezi în programul de tip ERP care este necesarul de materiale, de marfă și trimiți comanda din sistem, da? După aceea, toate colectările de informații din procesele organizației se fac în timp real, nu știu, dacă vorbim de depozit, dacă vorbim de partea de producție, raportarea producției să se facă în sistem, dacă vorbim de gestiunea depozitelor, cum spuneam mai departe, cu terminale mobile. Deci ne gândim că digitalizarea înseamnă, în realitate, renunțarea la hârtii. Acum, doamna director spunea mai devreme că partea asta cu digitalizarea devine o certitudine, certitudine ca și alte două certitudini în viața noastră, da? Taxele și moartea. Cert este că avantajul digitalizării este viteza care o câștigă o companie raportat la concurență. Că de fapt de aia ne ducem toți în direcția asta. Da? Pentru că dacă ai informații în timp real, dacă procesele sunt conduse de sisteme, oamenii greșesc mai puțin, da? Practic poți să automatizezi și să devii mai eficient prin astfel de sisteme de digitalizare și ceea ce faci poate că cu trei oameni poți să faci cu unul singur și practic acele persoane să le realoci pentru dezvoltarea ta ca și organizație. Da? Ca și etape a unui proiect de digitalizare, tot începe de la analiza nevoilor dumneavoastră. Deci când vă gândiți că ați vrea să faceți digitalizare, prima dată trebuie să vă gândiți cam care sunt procesele noastre interne și care sunt nevoile dumneavoastră. Da? Pur și simplu ca și o poveste. Noastră în fața hârtiei, asta e primul pas spre digitalizare, ultima hârtie, ca să spun așa, înainte de trecerea electronică, da? În care efectiv vă treceți care sunt nevoile dumneavoastră ca să puteți să le discutați cu specialiștii în digitalizare. Da? După care există practic o etapă de, să zic, implementarea sistemelor informatice în care companiile specializate, cum suntem noi, vin și adaptează și instalează aplicațiile la dumneavoastră
le customizează, le adaptează conform nevoilor dumneavoastră și evident că trecem după aceea într-o fază de training, import de date din sistemele actuale și după aceea trecem către faza de utilizare efectivă a sistemelor. Deci, cum se făcea de când am început eu în urmă cu 19 ani, în care venea băiatul deștept și punea un soft pe un calculator și începeai să bagi date și după aceea vedeai unde pușcă și ce nu mai se poate întâmpla, au cam dispărut momentele astea. Deci lucrurile, organizațiile au crescut. Nimeni nu mai poate să-și permită să fractureze procese în activitate pentru că softul nu merge. Practic, toată această etapă de identificare a nevoilor, adaptarea a sistemelor și testarea lor înainte de go live sunt foarte importante. Da? Și când vă gândiți la digitalizare, să vă gândiți la lucrurile astea înainte de a pune sistemul pe masă. Da? Pentru că, în realitate, trecerea la un nou sistem informatic, dacă nu este gândită și pregătită cum trebuie, poate crea probleme foarte mari. Au fost producători internaționali în zona alimentară care li s-au stricat, le-a expirat marfa în depozit pentru că sistemele informatice n-au fost calibrate și n-au putut să livreze. Ca și etape, acum o să vedem un pic mai mic slide-ul ăsta, un calendar, ca să spun așa, plecând de la momentul în care noastră v-ați hotărât că faceți procesul de digitalizare, când începeți să vă puneți pe hârtie ce nevoie aveți, până când începeți să folosiți efectiv sistemul, poate să treacă 2, 3 sau chiar 4 luni de zile în funcție de dimensiunea activității pe care noastră aveți. Practic, e ca și la casă. În momentul în care te muți în casă nouă, se presupune că casa a fost proiectată, a fost executată, a fost, să zic, verificată și ăla este momentul în care, practic, te muți în casă nouă. Da? De aceea, cumva, procesul ăsta de digitalizare nu este un proces care, așa cum am spus, gata, ai luat o aplicație și începi să o folosești. Când vorbim de digitalizare, există trei piloni despre care trebuie vorbit. Odată sunt partea de procese, oamenii din organizație și abia pe urmă vine tehnologia. Da? Pentru că în momentul în care pui un sistem informatic, el trebuie să surprindă niște activități pe care dumneavoastră le aveți în organizație. Adică, nu știu, în momentul în care fac aprovizionarea, cineva face necesarul de marfă, trimite comanda la furnizor, vine marfa și așa mai departe. Marea majoritate cred că o fac fie prin telefon, fie prin WhatsApp, fie prin alte sisteme. Ideea este că în momentul în care îți vine marfa, nu știi dacă furnizorul ți-a adus ceea ce ai comandat, dacă ți-a adus la același preț, da? Și de câte ori ți-a livrat, să zic, în termenele în care ai agreat cu el. De aceea un sistem informatic este foarte important pentru că surprinde procesele, sincopele din procesele noastre. Și când spun proces, mă refer la un proces de aprovizionare, mă refer la un proces de livrare, mă refer la un proces de producție, mă refer la, să zic, tot ce înseamnă activități și departamente de sine stătătoare în compania noastră. După aceea vorbim de partea de oameni. Da? E foarte important să implicați organizația în procesul de digitalizare încă din prima fază. Am văzut o grămadă de exemple când managerul sau proprietarul de firmă a venit și a zis: dragilor, de mâine folosim alt sistem. Și evident că în momentul ăla toată lumea s-a făcut arici și a zis: păi cum? Da? Dar de ce ne trebuie nou alt sistem? Dar nu făceam noi bine cum făceam până în momentul de față? Da? Și atunci, practic, partea asta de implicare a personalului încă de la început, da? Este foarte importantă, pentru că implicit va fi și proiectul lor, nu va fi doar proiectul managerului sau a proprietarului de firmă. Ei vor fi cei care vor folosi sistemele după aceea. Noastră veți fi beneficiarul indirect, având datele în timp real și putând să luați decizii cât mai ușor.
Da? Este foarte important să le explicați impactul procesului de digitalizare în organizația dumneavoastră. De ce este important să intre și ei în procesul ăsta de digitalizare? De ce e important să-l folosească tot sistemul și toate aplicațiile pe care noastră le integrați? Da? Este foarte important ca partea de training a utilizatorilor să-i alocați timpul necesar. Chiar și din experiența noastră vă spun, și noi mai facem, să zic, avem sincope în procesele interne, când de multe ori, să zic, pentru că n-a adaptat să customizezi în timpul real și ai stabilit că pornești cu 1 iunie, partea de training la final o mai lași așa de... că învață oamenii pe parcurs. Nu. Partea de training este o etapă foarte importantă. Degeaba ai un sistem foarte bine customizat, adaptat, setat, dacă oamenii nu știu cum să-l conducă și să-l folosească, nu va avea rezultatul. Folosesc foarte des exemplul ăsta. Marea majoritate avem permis categoria B. Dacă ne urcăm pe un tir, nu știm să-l scoatem din parcare. Da? Cam așa e și cu sistemele informatice. Da? Oamenii au știut să funcționeze foarte bine pe sistemele lor informatice, dar în realitate, când i-ai pus pe un alt sistem în care două departamente sunt legate între ele, ca și la dansul ăla, în doi, care până prind ritmul toate departamentele și toată lumea, mai ne călcăm și pe picioare, mai îl supărăm pe celălalt. Și atunci este tot procesul ăsta de implementare și de digitalizare, este unul în care toată lumea trebuie să se sincronizeze. Da? Și ce e foarte important este oamenii care participă în procesul ăsta de digitalizare și utilizeze sistemele să fie oarecum răsplătiți pentru că au aderat la proiectul important pe care organizația noastră îl avea. Și încă un element foarte important este să eliminați alternativa. Adică dacă oamenii o să poată să folosească în continuare sistemul vechi, prima dată o să-l folosească pe ăla vechi ca să-și rezolve problema și după aia o să intre în ăsta nou. Da? Pentru că ceea ce știm noi să facem mai bine sunt lucrurile pe care le-am testat deja. Da? Și atunci de aceea e foarte important să le spuneți tuturor, ăsta e drumul pe care plecăm, ăsta e autobuzul cu care ne plimbăm pe drumul ăsta și în contextul ăsta toată lumea în acest autobuz. Acum, din perspectiva tehnologiei, poate că ați auzit tot felul de acronime de tip ERP, CRM, Cloud, mai nou povestea asta cu Business Intelligence și cu RPA și roboți și toată lumea, să zic, ne-am obișnuit de la americani cu acronimele astea. În realitate vorbim de niște sisteme, da, de gestiune a activităților dumneavoastră. Unele mai mult sau mai puțin specializate pe anumite procese. De exemplu, ERP este o aplicație care ține gestiunea, ține contabilitatea, inclusiv partea de declarații, managementul producției, deci tot ce ține de procese interne. Da? Partea de CRM este o aplicație de specializată pe relația cu clienții. Da? Și se aplică în general pentru fidelizarea clienților, pentru urmărirea relației cu ei. Dacă am un proces de vânzare mai lung, de câte ori m-am întâlnit cu clientul respectiv, ce oferte i-am făcut, care e stadiul ofertelor, toate lucrurile acestea sunt gestionate într-un sistem CRM, dar și sesizările clienților. Da? Pentru că pe măsură ce se maturizează și economia românească, începem și noi să fim mai atenți la sesizările clienților noștri ca să știm cum ne calibrăm calitatea serviciilor, a livrărilor și așa mai departe. Iar partea de BI este, în termen englezesc, Business Intelligence, care de fapt este rapoartele manageriale care îți arată, de fapt, oglinda activității tale, care de cele mai multe ori le dă contabilul în 25 luna următoare, după ce s-a făcut închiderea și care de cele mai multe ori e târziu.
pentru că la tine situația s-a întâmplat, adică cumva partea nasoală s-a întâmplat luna precedentă, ca să spun așa. Și atunci, în contextul ăsta, sistemele informatice trebuie să scoată în evidență lucrurile și sincopele în momentul în care se întâmplă. Adică să nu-mi vină marfă necomandată mai mult decât asta, că eu să-mi dau seama de fapt când o să am plata peste 60 de zile, dacă nu... Și atunci o să văd doar că n-am niște bani ca să plătesc furnizorul. Deci în contextul ăsta, sistemele astea informatice au cumva scopul de a vă ajuta și va crea diverse puncte de control în activitatea dumneavoastră. Punctual despre un sistem pe care noi îl implementăm și îl integrăm, vorbim despre sistemul informatic ASIS. Este un ERP care integrează foarte multe facilități. Gestiune, producție, distribuție, agricultură, foarte multe, foarte multe module în sistemul nostru informatic, plână la partea de calcul efectiv de cost în zona de producție. Ce ne place la aplicația ASIS este faptul că ea integrează practic toate departamentele într-un singur sistem. Și mai mult decât atât, este o aplicație browser web, asta înseamnă că oriunde ai internet, poți să accesezi, să operezi date în ea. Da? Avem implementări făcute în zona de agricultură, în care efectiv colectez date de la ingineri din teren. Avem implementări în zona de transporturi, unde practic avem integrare cu GPS-ul camioanelor și vedem în timp real cum se execută comanda clientului și dacă ajunge la termenul de livrare care trebuie făcut. Sunt multe lucruri pe zona asta. Avem un proiect foarte frumos la Pehart. Este un producător de hârtie de la Cluj, unde practic tot procesul de producție, tăierea pe role, pe fază, raportările interfazice, toate lucrurile astea sunt gestionate în sistemul nostru. Partea de calitate, parametrii materiilor prime, parametrii în proces, etichetarea la sfârșit, deci tot este condus de sistemul informatic ASIS. Despre sistemul CAS, este o soluție de management a relațiilor cu clienții care practic gestionează orice colaborare cu clientul, de pe terminal mobil, de pe laptop, de pe desktop. Nu știu, ai o întâlnire cu un client, vrei să-ți notezi ceva, acum cel mai probabil se pune într-o notiță undeva pe telefon. În sistemul CRM a intrat, ți-a introdus datele, ți-a aduce datele de pe Ministerul de Finanțe, vezi exact care este compania cu datele lui, ce cifră de afacere are, toate lucrurile astea se pot găsi direct în sistem și practic după aceea poți să-ți calibrezi oferta, poți să vezi efectiv care sunt, cum arată, să zic, clientul tău și poți să iei deciziile în funcție de asta. Tot aici gestionăm partea de etichete, cum v-am spus, pentru tehnicienii de servici, se pot face planificări pentru tehnicienii de servici în teren, unde să se ducă, când să facă intervențiile. Aici avem, cum spuneam, proiectul de la Autonom, unde practic toți agenții de vânzare și de livrare de mașini lucrează în sistemul nostru. Da? Vorbim de partea de, în principal, partea de leasing operațional, da? Tot ce înseamnă închirieri de mașini pe termen lung, da? Plecând de la ofertă, contract, generarea contractelor, comanda mașinilor și toată partea de mentenanță post vânzare. În zona de rapoarte manageriale, ce am spuneam mai devreme de partea de business intelligence,
Există în să zic, industria noastră tot felul de sisteme de raportare standardizate, adică cum să-ți analizezi vânzările pe clienți, pe, nu știu, zile, trendurile de vânzări, pe grupe de clienți, pe regiuni, deci toate lucrurile astea. După aia există rapoarte de analiză a procesului de achiziție, cum spuneam mai devreme, în cât timp îmi livrează furnizorul, dacă îmi respectă termenele, dacă îmi respectă prețurile, dacă eu ar trebui să îmi comand, nu știu, 500 de bucăți dintr-un anume produs sau 50 de bucăți, pentru că de multe ori cel mai des am văzut chestia asta în zona de retail, unde șeful de magazin el știe cel mai bine să facă comenzile de aprovizionare, în realitate, de fapt, el nu știe cum vor fi cu plățile după aceea. Și atunci, chestiunea este că în zona de retail, un sistem de genul ăsta poate să-ți arate cum sunt vânzările medii zilnice pe fiecare produs în parte. Iar când faci achiziția, o faci în cunoștință de cauză. Adică dacă vând, nu știu, 5 kg de fructe pe zi, atunci nu aprovizionez 15, aprovizionez 5 pentru că ăsta este rulajul meu zilnic. Pot să aprovizionez 15 dacă fac o negociere de preț, dar măcar știu și toate lucrurile astea o să le am în sistem. Dacă am un alt șef de magazin care nu e la fel de talentat în procesul de achiziție, o să descoper că într-un alt magazin aprovizionez și mai multe produse decât am nevoie. Deci, practic, sistemele astea informatice încearcă să ajute procesul decizional astfel încât să vă țineți cât mai bine banii în mână și să-i controlați pe proces acolo unde e nevoie. Aici cred că ar fi trebuit să am un filmuleț. Dar vi-l arat la final. O să trec un pic pe niște scenarii de digitalizare. Știți că există în momentul de față, a deschis un apel de digitalizare prin PNRR. Nu știu dacă știți, tot ce înseamnă IMM poate să aplice pentru digitalizare prin PNRR. Se pot trage între 20.000 și 100.000 de euro în funcție de tipul companiei. O companie micro poate să tragă până la 30.000, una mică până la 50.000 și una mijlocie până la 100.000. În proiectele astea de digitalizare, optica e un pic schimbată. Dacă toată lumea s-a aștepta ca își face o listă cu calculatoare, imprimante, niște telefoane și ce mai trebuie prin organizație, poate niște cântare sau alte lucruri și le pune acolo pe o listă și cam asta este proiectul de digitalizare, lucrurile sunt schimbate. Astea trec într-o zonă secundară. De ce? Pentru că la nivelul Uniunii Europene s-au făcut niște studii vis-a-vis de intensitatea utilizării digitalizării. Da? Iar România este pe ultimul loc la aproape toate capitolele, exceptând comunicațiile. Deci acolo stăm bine. La viteza de internet nu suntem pe 27, suntem pe 22. Dar în rest, la toate celelalte, stăm prost. Da? Ce e și mai dureros, ca să zic așa, este că noi tot credeam că administrația e cea prost digitalizată. E, culmea este că studiile arată că IMM-urile stau mai prost la capitolul digitalizare decât administrația publică. Da? Și când vorbim de digitalizare, nu vorbim doar de sisteme, de un program de gestiune. Da? Că asta cu siguranță toată lumea l-are. Da? Sau de un program de contabilitate. Vorbim de nivelul de cunoștință a utilizatorilor. Faptul că suntem toată ziua pe Facebook nu înseamnă că știm să utilizăm sisteme digitale. Da? Pentru că în momentul în care punem o aplicație de management de depozit în care trebuie să operezi niște documente sau aplicație de management de producție și trebuie să definezi niște tehnologii și să gândești procesul de aprovizionare în funcție de asta, lucrurile sunt mult diferite. Da? Știți cu toții că prima dată avem tendința să zicem, lasă că mai bine o fac eu pe hârtie, că aici o controlez eu. Și, da?
Și atunci, la capitolul ăsta, este iar un capitol care, prin proiectele de digitalizare, se încearcă o, să zic, îmbunătățire a utilizării digitalizării de către IMM-uri. Și în contextul ăsta, orice proiect de digitalizare trebuie să atingă 6 din 12 criterii de intensificare digitală. Da? Criteriile astea de identificare digitală sunt, începem așa, minim 50% de angajați să folosească internet în scop de business. Da? Adică, nu știu, să aibă un sistem care să fie, să folosească internetul, să trimită ofertele prin internet, să, nu știu, tot ce înseamnă raporteze producția, să-și facă pontajul, o grămadă de lucruri pe zona asta, da? Să vândă online, dar nu doar să-și facă un site, să demonstreze că vinde măcar 10% online din cifra de afaceri după perioada de monitorizare. Da? Din care măcar 1% către populație, adică direct către consumatorul final. Practic, asta e o zonă care încearcă să susțină pe toată lumea și să se ducă în zona de vânzare online. Adică vedeți că trendurile acum cu pandemia, ne ducem cu toții, preferăm să facem o comandă online și când ajungem acasă să știm că ne-a sunat curierul și că ne-a venit marfa. În zona asta de retail vin tot mai multe concepte de vânzare omnichannel, adică să pot să vând pe orice canal. Da? Să pot să vând și în magazin, și online, și prin curier, și prin TAZ, și prin toți providerii de tipul ăsta. Important este să-i vând clientului meu și să-i creez o experiență plăcută, astfel încât el să revină la mine ca și furnizor. Da? Și oricine care are în momentul de față un business, eu cred că poate să vândă online. Da? Alte criterii sunt legate de folosirea sistemelor de tip ERP, adică procese integrate. Și ei spun foarte clar să ai integrate un proces de aprovizionare cu producție, cu nu neapărat producție, cu distribuție, cu livrare, deci lucrurile astea să fie integrate. Să folosești IoT, ăsta iar e un termen. Internet of Things, adică lucruri care folosesc internetul sau sunt controlate prin internet. Da? Cel mai, să zic, cunoscut poate e faptul că pot să-mi pornesc centrala termică de pe telefonul mobil. Asta cu siguranță ar putea fi o chestiune foarte cunoscută. Da? Sau, nu știu, dacă am un cântar la distanță să pot, sau niște senzori undeva în procesul de producție, intră în zona asta de IoT. Să folosesc inteligența artificială. Da? Aici cel mai frecvent sunt roboții, chat-ul în care scrii și poți să comunici, să primești niște răspunsuri automatizate. Să folosești un sistem de tip CRM, da? Să ai pagini de promovare pe canalele, pe social media, să ai minim două canale pe zona asta, să folosești cloud. Și aici sunt iară două direcții, adică să ai serverul undeva în cloud cu tot ce înseamnă aplicația de gestiune și contabilitate, sau să ai un cloud cum e cel mai cunoscut OneDrive sau aplicații, să zic, cloud în care salvezi date în mod curent. Da? Deci cam astea sunt cumva categoriile mari de indicator. Cert este că după ce ți-ai pus pe hârtie cum atingești așa 6 indicatori, care marea majoritate se bazează pe aplicații și pe platforme, după aia vezi ce bani îți rămân de echipamente. Da? Pentru că, practic,
trebuie să pui un sistem ERP, trebuie să pui un sistem CRM, să-ți faci un site, să-ți faci partea de comunicare pe canale media și după aceea vin și componentele de echipamente. De ce? Pentru că cumva aceste sisteme oferă garanția că IMM-urile vor face un progres din punct de vedere a utilizării, digitalizării. Altfel, nu există nicio garanție. Tot prin programul de digitalizare din PNRR sunt obligatorii cursurile de formare pentru cel puțin echipa de management. Asta înseamnă că și asta va fi un alt instrument prin care partea asta de digitalizare va crește utilizarea sau intensitatea utilizării digitalizării în companiile dumneavoastră. Da? Și ca și etape, da? Practic, evident că și aici trebuie identificate nevoile, așa cum vi le-am spus. Trebuie scris proiectul și depus, iar după partea de finanțare, când se obține finanțarea, există o perioadă de monitorizare de 3 ani de zile, în care practic se verifică dacă, investiția făcută a contribuit la creșterea productivității organizației. Și practic după 3 ani de zile există posibilitatea de ajustare a finanțării de către finanțator în funcție de cât de productiv a devenit organizația prin implementarea asta. Dacă i-a zis... Ei zic așa, dacă noastră prin proiect v-ați angajat că veți crește productivitatea cu 10%, da? Adică asta înseamnă că ori faceți toți banii aia cu mai puțin oameni, ori mai mulți bani cu aceiași oameni, da? Dacă scade productivitatea sub 10% cât v-ați angajat, asta înseamnă că ei vin cu un index de corecție. Adică o să vină și o să zică, ok, nu vă mai dăm 50.000, vă dăm 47.300. Banii se dau pe bază ce se implementează proiectul sau la final? Implementarea, banii se dau la finalul implementării proiectului, nu peste 3 ani, deci practic se obține finanțarea, să zicem, da? Se face implementarea proiectului, se achită furnizorii și după aceea practic se primește finanțarea. Da? Partea bună este că partea de cofinanțare este doar 10%, deci practic 90% primis finanțare nerambursabilă. Fără TVA. Fără TVA. Da? Iar în contextul trendului de digitalizare, părerea mea este că nu merită ratată ocazia asta, pentru că altfel, oricum, ca să ții pasul cu evoluția pieței, vor trebui investiții din surse proprii. Ce mă surprinde este că sunt foarte puține proiecte depuse, deși proiectul este deschis deja, apelul de proiecte este deschis de la 1 an. Da, câteva. Sunt, ieri erau 280 de proiecte, 288 de proiecte depuse. Tu ce ai face proiectele? Proiectele sunt orice firmă care scrie proiecte de finanțare. Orice firmă de consultanță care știe să scrie proiecte de finanțare, poate să facă proiectul ăsta. Avem, putem să vă recomandăm. Putem să vă recomandăm, nu e o problemă asta. Ai simulat foarte mult și nu toți... Încă o altă parte bună în toată povestea asta, că pentru IMM-uri e singurul apel deschis. Adică consultanții pe fonduri, în momentul de față, pot să se concentreze pe zona asta. Da? Și, practic, până la sfârșitul lunii iunie se va face apelul de proiecte, va fi apelul de proiecte deschis și puteți să depuneți. Da? Cam astea sunt lucrurile în mare despre digitalizare. Avem și niște scenarii gândite pe fiecare industrie în parte. Putem să vi le transmitem. Aveți contactul nostru pe,
primit. Dacă ne scrieți, vă spunem pe fiecare industrie cam cum ar trebui să arate arhitectura de digitalizare pentru firma dumneavoastră. Da? Și mai mult decât atât, vă putem ajuta să vă găsiți cum ar trebui să facă proces, să vă gândim arhitectura pe care noastră să o finanțați. Da? Credit punte nu se poate da pentru... Se dau credit punte. Se dă. Dar asta o rezolvați cu banca după ce s-a semnat contractul. Eu știu că sunt finanțate toate astea. Deci credit punte până când se vor obține... Când se fac decontări. Da. Acum asta e o chestiune mai tehnică din zona, nu de digitalizare, ci de a scriere de proiecte, ca să spun așa. Deci pe procedura de scriere de proiect. Dar recomandarea mea este să nu pierdeți și însuși faptul că sunt puține companii care au depus, da, înseamnă că șanse sunt, adică șansele sunt pentru toată lumea. E un avantaj să fii la început. Da. Cam asta despre noi, sub Net Consulting suntem și vă stăm la dispoziție cu tot ce aveți nevoie legat de procesul de digitalizare. Dacă aveți întrebări, cu mare drag... Îmi cer scuze, eu am întârziat, n-am fost de la început aici. Înțeles cu ce ne puteți ajuta? Cu programele pe care să le achiziționăm sau cu scrierea proiectului? Cu programele și cu arhitectura programelor. Adică ce programe și cum să le puneți cap la cap. Necesar pentru fiecare client. Exact. Exact. Așa, și trebuie să luăm un consultant pentru scrierea proiectului. Vă putem recomanda, poate doamna director, recomanda pe cineva din zonă, deci din punctul ăsta de vedere... Putem să găsim un consultant serios care să vă ajute la scrierea proiectului, din Iași, din Piatra, din Timișoara, din Bruș. De exemplu, pentru programul de digitalizare, toate codurile CAEN, Nu este eligibilă agricultura, da. Da? Și cred că e cam singura zonă care nu e eligibilă, dar în rest există niște caienuri care sunt favorizate, dar aia înseamnă că se poate face un punctaj mai mic eventual, dar nu înseamnă că nu aveți șanse. Eu, încă o dată, eu cred că cine va depune proiect are șanse reale să obțină finanțare. Nu. Acum, din piață, ce spun eu și ce am mai văzut în perioada asta, cine face peste 70 de puncte ar trebui să aibă șanse reale să obțină finanțare. Dar asta nu e o garanție, e doar ce se vede în discuțiile cu consultanții. Da. Ideea este că în primele call-uri întotdeauna șansele sunt mai mari, pentru că după aceea vezi la vecinul tău că a făcut un proiect și crește concurența în call-ul următor. Știți? Deja șansele scad de reușită odată cu numărul de call-uri lansate pe diferite teme. Asta vă spun din experiență, că de fiecare dată când se lansează câte ceva și există reticența asta, șansele sunt mai mari de reușită decât pe următoare. Pe partea de contabilitate și o societate de contabilitate și există așa, cum se cheamă, șanse. Programe, șanse sau... Da, păi și că firma de contabilitate poate să depună. Și poate să-și depună un proiect foarte frumos în care, practic, să integreze și clienții lui în povestea asta, în procesul de digitalizare. Nu contează. Deci, din punctul meu de vedere, nu e. Și ce e important să știți este că componenta de digitalizare este prinsă în toate apelurile care, în toate apelurile de proiecte pe finanțare de la Uniunea Europeană până în 2027. Deci, practic, digitalizarea va fi cumva impulsionată, fie că vor fi proiecte pentru tehnologizare în procesul de producție, o componentă de digitalizare va fi și acolo și în proiectul ăla. Da? Și pe lângă partea de PNRR, care este cu, să zic, centralizată, fiecare ADR
mai are resurse și vor deschide în partea a doua anului proiecte de digitalizare pe regiunile pe care activează. Există niște edihuri, cam termenul este de, să zic, niște asociații care de intensificare digitală, care la fel aveți și noastră în regiunea de Est, cred că sunt două chiar aici pe regiune, și care vă pot ajuta în procesul ăsta de digitalizare și chiar să vă asigure finanțare pentru proiectele de digitalizare. Deci sunt multe zone din care puteți să trageți bani pentru procesul de digitalizare. Doar să începeți, ăsta e primul pas, să începeți să vă scrieți care sunt nevoile și ce ați vrea să faceți în procesul de digitalizare. Și după aia să fiți atenți la tot ce înseamnă partea asta de finanțare și cu siguranță găsiți o variantă să le finanțați. În ce moment se scoate aia 10% sau dacă ai mai mic venitul? Cred că raportat la anul 2022. Deci, și practic, dacă... ei în calcul iau, practic, în depunerea proiectului se iau în calcul cifrele din anul 2022, bilanțul la 2022. Bilanțul de curs, da. Și raportat la bilanțul 2022, peste 3 ani de zile faceți proiecția de venituri și de dezvoltare și de creștere a productivității. Și dacă a scăzut venitul nu din motive, dar din motive, nu știu, politici și alte drepturi. Nu știu, eu sunt din perspectiva proiectelor pe aceeași masă cu dumneavoastră, pe aceeași parte a mesei. Deci asta ține deja de autoritatea de finanțare. Din experiență vă spun că ceea ce ai scris în proiect trebuie să respecti. Da. Deci, din tot ce proiecte am făcut noi la cameră și ce am mai văzut la membrii camerei și la firmele care au scris proiecte, ai scris în proiect una, trebuie să respecti, indiferent de ce se întâmplă, COVID sau mai știu eu ce. Da, sunt de acord, dar veniturile vin de acolo, nu vin din cei ce respecti. Știu. Veniturile din păcate, asta e cutumă, adică n-am văzut... Dacă starea geopolitică a țării nu mai poți face, de exemplu, transport și nu mai ai venituri. Eu vă spun ce se întâmplă. Din păcate nu hotărăsc eu. Dar vă spun din experiență că ceea ce scrii tu în proiect, nu te obligă nimeni să scrii în proiect că faci mai știu eu ce cifre astronomice, că angajezi sute de oameni și întotdeauna trebuie să mergi la minim și mai bine depășești ceea ce ți-ai propus decât să ajungi în situația neplăcută în care să nu-ți atingi indicatorii. Dar, așa cum vă spuneam, asta la minim poți să mergi acum, când e începutul. Pe urmă, când concurența crește și ai fondurile limitate și trebuie să ai punctaj cât mai mare și tins să mergi spre 100, atunci ești obligat să-ți mărești toți indicatorii ăștia și de multe ori sunt firme în situații cu totul neplăcute din cauza asta. Dacă tot am început să spun despre proiecte, vreau să vă spun că și noi la camera avem un proiect care se numește DigiTap. Ați primit mape și caiete cu datele astea. În aceeași serie de digitalizare, noi facem cursuri. Facem cursuri pentru începători de primii pași în digitalizare, în folosirea calculatorului. Facem cursuri pentru medii, pentru cunoștințe medii și încercăm să facem, am început să facem niște cursuri de CRM, managementul CRM, da, ERP și marketing online. Ce mai avem? Da, competențele digitale, v-am spus. Le găsiți pe site-ul nostru, pe site-ul camerei, toate cursurile și programul de cursuri și puteți să vă trimiteți angajații pentru cursurile astea. Chiar dacă, eu știu, sunt prezentate anumite softuri, în general am încercat să nu dăm numele companiei în cadrul cursului, dar
chiar dacă după aceea lucrează pe alt soft, e ok, pentru că bazele sunt, principiile sunt cam aceleași. Chiar dacă softul e mai bun, mai mare, mai cuprinzător, scoate date mai complete sau mai puțin, important este să aibă cunoștințele de bază. Așa că vă invităm și la cameră pentru cursuri. Cursurile sunt adresate angajaților. Și vor fi în continuare, probabil, și la celelalte proiecte pe care le avem, avem tot așa o componentă de digitalizare. Cum spunea și precedentul vorbitor. Deci întotdeauna vor fi, indiferent ce proiecte o să faceți de acum înainte, veți avea și componenta asta de digitalizare sau de cursuri sau nu știu ce. Cam atât a fost. O să vă rog să mai rămâneți câteva minute, pentru că vrem să vă comunicăm câteva elemente de ceea ce s-a întâmplat la nivelul primăriei municipiului Roman în ceea ce privește acest aspect al digitalizării și a proiectelor implementate în primărie. Da, în partea, foarte mult. În partea a doua întâlnire o să încerc să fiu cât mai concis. O să vă prezint instrumentele pe care municipiul Roman vi le pune la dispoziție ca și cetățeni, ca și reprezentanța mediului de afaceri. De la bun început vă spun că la nivel local s-au implementat proiecte cu scopul de a transforma Romanul într-un oraș inteligent, un oraș deschis, un oraș care ascultă. Și o primă aplicație care o să vă prezint este CityCare, aplicație mobilă pentru sesizări. Aveți posibilitatea să semnalați orice problemă din oraș, de la starea infrastructurii până la prezența unor câini comunitari sau probleme cu iluminatul public. Descărcați aplicația pe telefonul dumneavoastră, vă înregistrați și inclusiv puteți să localizați incidentul, iar sesizarea ajunge direct la unul din responsabilii din primărie. Aplicația oferă și acces la un buletin informativ, astfel încât informații importante pentru cetățeni vor fi regăsite în timp real în această secțiune. Cea veche nu mai funcționează sau? Este o aplicație updatată, deci va trebui să vă înregistrați cu datele noi. Apoi, un alt instrument care îl punem la dispoziția cetățenilor este cel de bugetare participativă. Din 2019 desfășurăm acest proces de bugetare participativă. Cetățenii se pot implica activ și pot propune proiecte, astfel încât o parte din bugetul local se cheltuie pe realizarea proiectelor propuse de cetățeni. Anul acesta, perioada de înscriere a proiectelor s-a încheiat. De astăzi începe procesul de vot online. Au fost propuse 5 proiecte din partea cetățenilor și noastră, ca reprezentanța mediului de afaceri, puteți propune proiecte pe care le implementează Primăria Municipiului Roman. Fondul care îl avem la dispoziție anul acesta este de 250.000 de lei. De asemenea, pe site-ul primăriei avem o platformă transparentă de exprimare, un chestionar de valoare a satisfacției cetățenilor. Puteți să ne spuneți dacă sunteți mulțumiți sau nu de calitatea serviciilor publice oferite și de asemenea să ne transmiteți propuneri de proiecte. Punem la dispoziția cetățenilor și sistem informatic de programare online pentru obținerea actelor de identitate. Acum o să vă vorbesc de pașii făcuți în direcția guvernării electronice. Noi am implementat mai multe proiecte cu finanțare prin programul operațional Capacitatea Administrativă. Cu alte cuvinte, digitalizarea nu este chiar așa de ieftin de realizat, motiv pentru care și noi am apelat la fonduri europene. Un prim proiect, administrația electronică la nivelul municipiului Roman pentru reducerea birocrației. Obiectivul acestui proiect a fost simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației și am să vă vorbesc de rezultatele obținute în cadrul acestui proiect.
Un rezultat, un prim rezultat este realizarea platformei integrate pentru servicii electronice complete. Cu alte cuvinte, e vorba de descărcare, de completare, de transmitere de documente, de plată electronică, de semnătură electronică, de notificare asupra stadiului demersului privind solicitările realizate. Cu alte cuvinte, acest portal de servicii online poate fi accesat portal-servicii.primaria-roman.ro sau intrați pe site-ul primăriei și apăsați click, dați click pe bannerul cu portalul de servicii online. Vă autentificați cu datele ca persoană fizică sau ca persoană juridică. Prima dată va trebui să completați și o cerere prin care vă dați acordul pentru comunicarea actelor administrative fiscale la distanță prin intermediul acestui portal. Odată ce v-ați făcut cont pe acest portal de servicii online, aveți acces la 48 de servicii online. 48 de servicii atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. Cu alte cuvinte, pentru un certificat fiscal, odată ce v-ați făcut cont, după va trebui să completați un formular, să atașați documentele solicitate într-un PDF sau într-o singură arhivă și apoi o să apară în contul dumneavoastră stadiul realizării documentului, data, numărul de înregistrare și statusul, în funcție de cum a fost procesată solicitarea dumneavoastră. În lucru sau finalizat? Nu se dau pe loc, se dau în termenul legal. Deci urmează același regim, nu se eliberează pe loc. Plusul, nu mai veniți la primărie, nu trebuie să mai veniți, nu mai veniți cu nicio copie, deci totul puteți face de pe orice dispozitiv, ori de pe desktop, ori de pe telefon. Tot aici, în contul dumneavoastră, veți primi documentul solicitat, certificatul fiscal sau certificatul de urbanism. Deci nici pentru ridicare. Odată ce la început ați completat acea cerere pentru comunicarea actelor administrative fiscale, nu trebuie să vă mai prezentați la sediul primăriei pentru a ridica documentele eliberate. Tot prin intermediul acestui portal de servicii online vă puteți plăti taxele și impozitele. Deci punem la dispoziție, pe lângă sistemul clasic ghiseu.ro și aplicație proprie online de plata taxelor și impozitelor. De asemenea, avem o aplicație pentru dispozitive mobile în municipiul Roman Servicii Online, în care aveți la dispoziție toate cele 48 de servicii online, un terminal interactiv self-service pentru servicii electronice, pentru depunere și ridicare documente. Intern s-a implementat o soluție pentru management integrat al documentelor, o platformă integrată pentru arhivare electronică, deci am făcut pași spre o arhivă digitală și am început cu 50.000 de documente care au fost scanate și se regăsesc acum în format electronic. Un al doilea proiect pe care noi l-am implementat, cel de planificare strategică și digitalizare urbană pentru municipiul Roman și unul dintre rezultatele acestui proiect, realizarea unei platforme integrate pentru gestiunea activităților administrației publice și aici vorbim de gestiunea bugetului, contabilității, taxelor și impozitelor, investițiilor și a patrimoniului. Este o platformă internă pe care noi o utilizăm în activitatea de zi cu zi. De asemenea, tot la nivel local, s-a implementat o soluție informatică geospațială pentru gestiunea teritoriului, o aplicație de urbanism. Concret, dacă e să ne referim la cifre, 48 de servicii online, electronice, disponibile atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, 2700 de utilizatori până în acest moment și, să vă dau un exemplu, anul trecut, 850 de documente au fost eliberate în format online. Dacă aveți întrebări, vă sunt la dispoziție. Vă stau la dispoziție. Deci un prim pas, rugămintea este să vă creați un cont pe portalul de servicii online. Semnătura electronică nu? Semnătura electronică este necesară dacă nu doriți să depuneți acea cerere pentru comunicarea actelor administrative fiscale. Nu doriți să o depuneți la birou unic, o să folosiți semnătura electronică. Deci doar la început pentru a completa acea cerere, pentru a nu mai veni la primărie.
ceea ce de primă oară trebuie adus aici, în primă fază, ca un mod. Dacă doriți ca actele administrative fiscale să vi se comunice online, pentru că există o procedură precizată de codul fiscal și cetățeanul sau reprezentantul persoanei juridice trebuie să opteze cum se comunică actele administrative fiscale. Oricum, și semnătura asta digitală face parte din viitor, adică cu siguranță că va trebui să o avem toți. Mai stăm puțin până cu degetul. Nu mai stăm. Păi când e semnătura digitală, deja dai cu degetul, că poți, poți să spui amprenta fără niciun fel de problemă. Ideea este că, acum, eu sunt plăcut impresionat de ce ați făcut, vă spun sincer, pentru că am văzut o grămadă de primării care n-au reușit să facă treaba asta și, spre rușinea mea, ca să zic așa, la Timișoara n-avem un sistem de genul ăsta. Este și motivul pentru care... Nu că aș fi în administrație, dar zic, n-avem. Există și partea, să zic, avantajul faptului că localitatea este mică și atunci, practic, poți să digitalizezi mai ușor decât la o localitate mare, dar oricum partea de GIS mi se pare o chestiune mult mai... Eu o văd și tehnic un pic în spate și mi se pare o chestiune foarte grea și complex și greu de făcut ca să poți face un GIS, să dai urbanismul în format electronic. Corect. Oricum, sistemul se va roda în timp, deci noi punem la dispoziție aceste soluții, dar mai trebuie să lucrăm la partea de educație, la partea de educare a utilizatorilor, adică cetățenii să afle cât mai mulți că există asemenea soluții și să fie utilizate. Mai sunt întrebări? Eu zic că într-o oră, deci am început acum o oră, da? Într-o oră eu cred că ați primit informații bine structurate și importante și multe și sper să profitați de ele pentru că ar fi păcat să fi pierdut ora asta și efortul pe care l-au făcut partenerii noștri să vină la Piatra Neamț, de la Iași, Timișoara și București. Da? Pentru că, din cauza efortului pe care l-am făcut noi, important ar fi să profitați de toată această informație și să vă creșteți afacerea.